Capitolul 9. Totuși, întunerecul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu o țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină peste cei ce locuiau în țara umbrei morții, răsare o lumină. Tu înmulțești poporul, îi dai mari bucurii și el se bucură înaintea ta, cum se bucură la seceriș, cum se veselește la împărțirea prăzii. Căci jugul care apăsa asupra lui, toiagul care îi lovea spinarea, nu iau acelui ce l le-ai sfărâmat, ca în ziua lui Madian căci orice încălțăminte purtată în învălmășala luptei și orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări, ca să fie arse de foc. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnie al lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Împotriva lui Israel Domnul trimite un cuvânt împotriva lui Iacov, cuvânt care cade asupra lui Israel tot poporul va avea cunoștință de el, Efraim și locuitorii Samariei, care spun cu mândrie și îngânfare, au căzut niște cărămizi, dar vom zidi cu pietre cioplite. Au fost tăiați niște smochini din Egipt, dar îi vom înlocui cu cedri. De aceea, Domnul va ridica împotriva lor pe vrăjmașii lui Rețin și va stârni pe vrăjmașii lor pe sirieni de la răsărit, pe filisteni de la apus și vor mânca pe Israel cu gura plină. Cu toate acestea, mânia lui nu se potolește și mâna lui este tot întinsă, căci nici poporul nu se întoarce la cel ce îl lovește și nu caută pe domnul oștirilor. De aceea, domnul va smulge din Israel capul și coada, ramura de finic și trestia într-o singură zi. Bătrânul și dregătorul sunt capul și prorocul care învață pe oameni minciuni este coada. Cei ce povățuiesc pe poporul acesta îl duc în rădăcire și cei ce se lasă povățuiți de ei sunt pierduți. De aceea, nici Domnul n-ar putea să se bucure de tinerii lor, nici să aibă milă de orfanii și văduvele lor, căci toți sunt niște nelegiuiți și niște răi, și toate gurile lor spun mișelii. Cu toate acestea, mânia lui nu se potolește și mâna lui este tot întinsă. Căci răutatea arde ca un foc, care mănâncă mărăcini și spini, aprinde desișul pădurii din care se înalță stâlpi de fum. De mânia Domnului oștirilor, țara parcă ar fi aprinsă și poporul este ca ars de foc. Nimeni nu cruță pe fratele său, fiecare jefuiește în dreapta și rămâne flămând, mănâncă în stânga și nu se satură. La urmă își mănâncă fiecare carnea brațului său. Manase mănâncă pe Efraim, Efraim pe Manase și amândoi împreună pe Iuda. Cu toate acestea, mânia lui nu se potolește și mâna lui este tot întinsă.